Într-un meci contând pentru etapa 24-a, antepenultima de Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, CSM Deva a fost învinsă acasă cu 38-18 de Mina Orbaia Mare. Aceasta este cea mai grea înfrângere suferită de Devence în acest campionat, iar antrenorul Daniel Gheorghe crede că acest lucru se datorează unor factori care nu țin de procesul de pregătire. Daniel, cea mai grea înfrângere. Da, nu știu ce s-a întâmplat, deci absolut tot ceea ce am pregătit, nimic nu s-a respectat pe teren, ceva îmi scapă, nu știu ce s-a... Deci chiar sunt uluit de ceea ce am văzut în teren. Niciodată în viața mea n-am avut asemenea rezultat. O să stau mâine să mă liniștesc și să văd ce s-a întâmplat, pentru că cred că este altceva, nu cred că este de se ține de antrenament sau de altceva. Vă spun, sunt foarte dezamăgit, foarte dezamăgit. Îmi cer scuze tuturor iubitorul de handbal din Deva, îmi cer scuze tuturor celor care ne susțin, dar atrag atenția că se întâmplă ceva, ceva care îmi scap, nu este, care nu ține de procesul de antrenament și asta, ceva se întâmplă. Jucătorul de la CSM Deva nu își explică ce s-a putut întâmpla, dar își asumă eșecul și recunosc că în teren nu s-a pus în practică ceea ce s-a făcut la antrenamente. Devencele, ultimele în ierarhie, încearcă să se mai scole din rușine în următorul joc, cel de la Știința București, penultima clasată, tot cu o victorie ca și CSM, dar cu un golavraj mai bun. Cea mai grea înfrângere din sezonul ăsta, cum a fost pe teren? A fost greu. Nu cred că, adică eu personal nu m-am așteptat la așa ceva și nu cred că s-a așteptat nimeni. Sunt convinsă că ne-am dorit înainte de meci, însă ceva s-a întâmplat. Nu cred că avem o explicație, singura explicație a fost pe teren. Nu știu ce aș mai putea spune acum să justific meciul care a fost și jocul nostru. Pot doar să sper la mai bine în ultimele două etape și să încercăm să mai spălăm din rușinea sezonului, sincer. Au fost 20 de goluri, fără supărare. Așa este, nu este cu supărare, au fost 20 de goluri, au fost enorm de multe greșeli neprovocate. Am făcut foarte multe greșeli în apărare. Nu cred că am respectat nici măcar 10% din ce am pregătit toată săptămâna la antrenament și nici măcar din ce am discutat în vestiar înainte de meci sau la pauza meciului. Odată ce nu respect ce spune antrenorul și nu-i respect indicațiile, e normal să se întâmple așa ceva. Meciul dintre Știința București și CSM Deva, contând pentru etapa 25-a, penultima din Liga Florilor, se va disputa joi 26 mai de la ora 14.